Într-o zi aniversară ca astăzi, la 27 de ani de legătură trainică între românii de aici și românii din Basarabia, transmit și am un gând de comuniune, să spun, cu românii din Basarabia. De fapt, comuniunea e dată de un... dacă forez în ființa mea, mă pot întâlni într-o apă friatică cu românii din Basarabia, românii din Bucovina, românii de peste tot, având aceleași trăiri, să spun, același fel de a simți și într-un tip de relație în care, reunindu-ne cumva în nu știu ce spațiu virtual deocamdată, am putea crea un front comun și un reper de dialog între Estul și Vestul Europei, pentru că, fiind români, fiind români și în Basarabia, fiind români de aici, din România, de fapt suntem europeni și ne găsim cu valorile noastre profunde, structurale, în Europa, într-o plămână al Europei care este Europa de Est și care tot timpul, nu numai că are nevoie de dialog, are fiziologic, existențial, Europa trăiește prin doi plămâni, Estul și Vestul. Așa că văd o reuniune a noastră, în primul rând în Europa și după asta mai vorbim. Ce mai vreau să spun? Că mă simt foarte, foarte atașat de Basarabia, de prietenii mei din Basarabia, prin Moni Stănilă și Alexandru Vaculovski, care îmi fac vizite repetate aici în România. De fiecare dată aștept noutăți din Basarabia, noutăți pe partea spirituală a sufletului și de fiecare dată simt nestematele sufletului pe care, știu, românii de multe ori au pierdut, românii de aici au pierdut străfundurile, pot să spun, ale sufletului românesc, care îl găsește embrionar așa în suferință. Bunoară, am în față cartea lui În gura foametei, de Alexei Vaculovski. Întâlnești un adevărat sacrificiu cristic pe care poporul român l-a trăit în această parte, pe aceste pământuri care au fost cu fața spre România, cu fața spre Europa. De când există aceste pământuri? O carte pe care m-a tușat extraordinar, pe care a ajuns mi-am dat seama ființa cum poate ajunge la marginile anvelopei, adică a cât poate rezista un om, și pentru ce și care e limita de suferință. Mă gândesc că
undeva la capătul drumului trebuiește să poate întrevedea o anumită mântuire, o mântuire care e legată de destinul nostru comun și care își găsește rezolvarea în datele cu care ne-am născut, adică credința creștină. Deci aceasta ar fi mântuirea noastră, acesta e și fondul nostru comun.